fost nevoie de 100 de ani ca românii să descopere că Regina Maria era atât de talentată încât a influențat întreaga artă națională prin creațiile ei. Câțiva tineri din Brașov au realizat că piesele de mobilier imaginate de suverană au un stil unic. Acestea sunt expuse în palatele reamenajate de Regina României Mari și continuă să inspire pe tinerii creatori chiar și la 100 de ani de la Marea Unire. Și a fost o artistă care și-a lăsat amprenta puternică asupra locurilor în care a trăit și a făcut un fel de aducere a tradiției în modernitate la nivelul începutului de secol 20. Pentru mine, Regina Maria este mereu surprinzătoare și dovada nu o găsesc doar atunci când îi urmăresc opera, ci și atunci când văd ce poate să determine Regina Maria ca model, ca sursă de inspirație. Vara aceasta, tinerii au fost în vizite de documentare pe urmele Reginei Maria, în reședințele de la Cotroceni, Pelișor, Bran și Balcic. Au studiat moștenirea lăsată de suverana României Mari. Am regăsit anumite elemente, după cum putem vedea pe aceste grinzi, dar și pe costumele tradiționale se găsesc motive ce apar și în creațiile ei, și elemente florale, dar ea insistă mai mult pe crin, pentru că era emblema, e emblema ei. Foarte mult mi-a plăcut la Pelișor și Castelul Peleș, stilul, un stil din care pot învăța, mă pot inspira și pot să-l reactualizez. Mi-a plăcut foarte tare modul în care ea a combinat mai multe stiluri, creându-și propriul ei stil. Și cel mai tare m-a impresionat cum a încercat să integreze arta românească și tradiționalul românesc în creațiile ei. Simboluri arhaice, dar pe care le-a interpretat conform modernismului de la acea perioadă, stilul Art Nouveau. Și imediat vă arăt și creația mea. Aceasta este. Este un scaun inspirat de Regina Maria prin sobrietatea lui, prin eleganță. Am schițat un scaun și o comodă. Ambele obiecte pot fi integrate în ceva modern. Comoda are ca și motiv un crin, inspirat din crinul Regina Maria, iar pentru scaun am ales un mac stilizat. Trei noi piese de mobilier au fost finalizate, iar Regina Maria a fost comemorată la Cotroceni chiar în ziua în care s-a născut, pe 29 octombrie. Pe 1 decembrie, scaunele vor fi expuse însă la Muzeul Județean de Istorie Brașov, lângă cele ale Reginei Maria. Ce am hotărât ca decorațiile de pe obiectele respective, pe care le-am ales pentru fabricație, să fie decorații expresive de ale epocii moderne și care să capteze spiritul celor văzute și investigate, dar obiectele să fie unele moderne. Actuale. Sunt mândră, foarte emoționată și fericită că am putut să fac parte din asemenea proiect. Dar cum văd acești tineri România peste 100 de ani? Nu știu cum va fi România peste 100 de ani, dar sper din tot sufletul să ajungă o Românie frumoasă, curată și cu oameni care să o aprecieze. Cred că ține de noi dacă oamenii vor ști despre Regina Maria peste 100 de ani. Sper că acel spirit să ne călăuzească cumva și să găsim calea. Degeaba spunem noi că va arăta într-un anume fel câtă vreme. Nu vom avea un gând care ar însemna demnitate, libertate și putere de a face față tuturor presiunilor și a merge mai departe călăuzindu-te după binele comun.